Suntem la primăria satului Nichioi și cu câteva momente în urmă, Ana și Andrei au spus acel da pentru totdeauna. Noi mergem să-i felicităm și să-i surprindem. Bună seara, vă salut, stimați miri, dragi pădăcăreți. Da, am dat buzna piesa dumneavoastră, dar totuși avem o intenție bună. De-a-i felicita pe acești miri frumoși cu pasul important din viața lor, cu daul spus adineaul. Aplauze pentru ei! Pentru ei! Dragi miri, de astăzi începe o nouă etapă în viața dumneavoastră. Iar noi vă dorim să pășiți cu dreptul, cu mândrie și cu respect maxim unul față de celălalt. Să știți că viața nu este ușoară, o să trebuiască să luptați și să protejați fericirea familiei. Dar eu sunt sigur că dumneavoastră o să reușiți, pentru că am înțeles, sunteți niște fii puternici. Așa că vă felicităm cu decizia luată și vă dorim casă de piatră. Și pentru că suntem la o înscriere, ne permitem să strigăm. Amar! 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 Pandemie, foarte frumos! Pandemie, de rău sunt o familie în tot sensul cuvântului. Ana și Andrei. Două inimi care bat ca una. Astfel, ne șoptește și acest tort personalizat, pregătit special pentru dumneavoastră, care abia așteaptă să fie devorat sau furat de cei prezenți. El va aparține și primiți-l în aplauzele celor prezenți. Pentru că este sărbătoare, aveți un motiv de a savura această șampanie care abia așteaptă să fie desfăcută și chiar dacă văd că deja ați desfăcut o șampanie, încă una nu strigă. Primarul, da? Unde sunt aplauzele? Doamna, nu știm ce flori dumneavoastră preferați, dar credem că acestea sunt pe placul dumneavoastră. Oricum sunt atrăgătoare, frumoase, așa ca și dumneavoastră. Mulțumesc! Ok. Aș vrea să-mi răspundeți la o întrebare. Aveți copilași sau încă nu? Nu am tras atenția, asta e de bine. V-am dat această întrebare pentru că vă dorim acest ursuleț cu intenția de a practica un pic de babysitting. Acesta vă aparține. Mulțumesc. Așa, îmbrățișați-l atât de strâns ca și pe persoana care stă în spatele surprizei. Poate că încă nu știți. Dar urmează să îmi spuneți ce presupuneri aveți. În această zi, la un eveniment foarte important din viața dumneavoastră de familie, cineva s-a gândit să vă surprindă într-un mod plăcut prin intermediul echipei noastre. Iar acum dorim să aflăm de la dumneavoastră un răspuns, o bănuire. Cine credeți că se află în spatele surprizei? A mie aici. Ia spuneți-mi voce tare. Aldișara. Mamica. Bun. Răspunsul este acceptat. Noi nu vedem încă răspunsul final, dar avem un mesaj de felicitare. O să-l citim și vă veți da seama cu siguranță. În cea mai frumoasă zi din viața voastră, vă sunt alături cu inima și cu gândul. Și vă urez numai fericire și bucurie. Astăzi v-ați legat inimile și soarta. Vă urez ca viața să vă fie mai frumoasă ca zorii zilei, mai senină decât cerul și mai profundă decât ocean. Să vă iubiți mereu ca în această zi minunată și să aveți o viață plină de fericire și împlinire împreună. Întotdeauna trăiți clipa prezentului. Prețuiți-vă unul pe altul și prețuiți fiecare moment în care sunteți împreună. Vă doresc să trăiți iubirea veșnică până la deci bătrâneți și chiar dincolo de ea.
Vă doresc toată fericirea din lume, casă de piatră și copii frumoși. Cu drag, din partea familiei, mai exact, din partea părinților, din partea surorilor, tale, Andrei. Aplauze și o chiuială ca la sus, ca la Enichioi, ca la Maimaclia, ca la... Acesta este pentru dumneavoastră, o să-l mai citesc dacă doriți. Iar acum, așteptăm ca acesta să fie reciproc și te mulțumim, doamne, Andrei. Cât ziceți? Mamă, îmi mulțumim mult, mi-am fi dorit să și aici la trei noi, dar nu e posibil, oricum noi suntem bucuroși, ne așteptați surpriz și te așteptăm acasă, bine! Ați mai avut ceva de rugat? Eu și pot să spun, mulțumesc mult, mulțumesc că m-a primit în familia lor, călduros, cu dragoste și mă bucur să fac parte, facem toți parte acum în timpul familie. Da, frumos, felicitări! Și chiar succesul! Din faptele făcute cu suflet.